Când am plecat de acasă, mi s-a spus că vom locui undeva lângă Alba Iulia. Ei bine, undeva lângă Alba Iulia înseamnă așa, la fost 10-20 de kilometri lângă Alba Iulia. Noi am mers încă vreo 120 și ceva de kilometri în Arieșeni. Am ajuns, n-am fost în viața mea în locul acesta. Dar pot spune că am descoperit o lume din povești. Foarte frumos aici. Foarte frumos. Ce vă să mai spun? N-am avut încă ocazia să-i cunosc pe toți. Voi face și lucrul acesta în următoarele două zile. Și sunt așa, sunt un pic obosită, dar sunt și încântată de locația asta. Chiar e frumos. Te-ai cunoscut de Doamne, trebuie să-ți fie ușor că o să te pune la treabă. Ce treabă crezi că vei face? Ținând cont că suntem la munte, cu siguranță voi avea de îngrijit animalele, de la de mâncare, de poate de mulți vaca, nu știu. Totul se întâmplă în jurul casei, în ogradă mai exact. Nu va trebui să merg eu pe munte să culeg una alta sau nu știu. Asta trebuie treaba bărbaților. Oricum ne așteaptă două zile pline, multă muncă și în bucătărie, dar, bineînțeles, ajutorul cel mare și cele care vor face cea mai multă treabă sunt celelalte doamne din echipă, cele trei femei care sunt de aici, care sunt obișnuite cu munca de aici. Eu o să le ajut așa cum o să pot, o să-mi dau poate selința să iasă bine și să nu le supăr și să câștigăm acest concurs.